luni a fost anunțat că Comisia de la Veneția va prezenta avizul final în martie pe marginea sistemului mixt de vot. Un fost prim-ministru al Republicii Moldova a murit. Este vorba despre Ion Ciubuc, care a plecat din viață din cauza unei boli incurabile. Totodată, în Republica Moldova a fost înregistrat primul caz de rujeolă. O moldoveancă a intrat în lista câștigătorilor premiilor Grammy. Este vorba de viorista originară din Moldova, Patricia Copacinski. Zdob și Zdup a înregistrat o colaborare de excepție cu diva din România, Loredana Groza, făcând-o pe interpretă să cânte în rusă. Din cauza alunecărilor pe gheață, 600 de chișinăuieni au ajuns la spital. Marți, CEC a aprobat decizia privind atribuirea mandatelor de consilieri candidaților supleanți pe lista PPM, Valentina Țapeș și Viorel Chivriga. Totodată, ministrul Justiției Alexandru Tănase a salutat decizia judecătorilor de la Curtea de Apel de a se abține de la examinarea dosarului Șor. Moldova va concura în a doua semifinală a concursului Eurovision 2018. Miercuri, președintele Curții Constituționale și-a dat demisia. Guvernul a finalizat numirea în funcție a secretarilor de stat, proces care a durat câteva luni. Comisia Parlamentară de Resort a avizat pozitiv includerea vectorului european în Constituție, iar guvernul a dat aviz pozitiv proiectului. Totodată, Pavel Filip a declarat că tarifele la gaz ar putea fi micșorate. Joi, Igor Dodon a criticat avizul emis de către executiv asupra proiectului de lege privind stipularea vectorului european în Constituție. Un studiu arată că 43% dintre acțiunile din foaie de parcurs asumate de guvern nu au fost încă finalizate. A luat start campania de recepționare a cererilor de subvenționare pentru 2018. Dosarul avocatului care a accidentat cu mașina 4 persoane a fost trimis în judecată. Cultivarea cânepei industriale va fi în curând posibilă și în Moldova. Vineri, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a decorat mai multe personalități marcante din Republica Moldova. Vicedirectorul ANSA a fost transferat în arest la domiciliu. Un nou expert a fost numit în Comisia Unificată de Control. Produse lactate fără lapte, un studiu scoate la iveală detalii grave.